100 de metri de carduri, un monet plus rezerve de aur, haine, parfumuri și farduri, că sunt campion coroană de lauri. Și acum dansul de pe TikTok, wow. Ce faci, Hammerareș, că te aștept, ce faci? Bă, scuze, dar e traficul ăsta foarte mare. Tu ai un salut șmecher? Știi vreun salut? Ia. Ți-am dat. O să rămân toată emisiunea așa. Sau ia, știi pe ăsta? Ia. Meduză. Meduză. Ce faci? Bă, ce să fac? Bine, puțin obosit, că na. Așa suntem noi artiștii, mai petrecem nopțile. Să ne plimbăm un pic cu mașina. Se pare, nu ți se pare de fapt că e cel mai mișto lucru să te plimbi noaptea cu mașina, să asculti muzică? Băi, chiar fac asta, să știi, că na, din nou, fiind ziua vesel, noaptea trist, uneori când am așa niște stări mai low, mă urc în mașină, că eu stau în Floreasca și merg pe autostradă până în Ploiești și mă întorc înapoi și ascult muzică. Adică, sunt de acord cu tine, e un lucru foarte tare. Îți asculti piesele tale când conduci noaptea singur sau asculti total altceva? Mi se întâmplă, adică uite, la recap-ul de anul ăsta la muzică, eu am ieșit pe locul 2 sau 3. Sunt cel mai ascultat artist al meu. Vrei să spun și niște melodii? Că eu am un playlist făcut. Nu, nu vreau. Nu vrei? Ok. Păi. O zi bună. Mersi mult, te sper că te-a ajutat când te-am dus 100 de metri de unde aveai treabă. Bă, măcar mai să la benzinărie. Doamne, și că veni vorba de 100 de metri, nu vine să cred cum le-a legat Dumnezeu. Doamne, nu vine să cred, a ochilor. Ia uzi. Am foarte mulți bani, dar n-am non-DSI-uri. Păi și dacă aș avea eu, aș uita și cifru. Nu trec ropă bon, că am uitat și cifru. Și când merg la munte, eu am cameră cu sigur. Adică mare. Cât costă tarif? Iau și pentru ea, baby, plătește șeriful. Tu arzi ca calicu, eu ard ca calif. Hai, papa, te pup un tif, am curs. 100 de metri de carduri, un monet plus rezerve de aur. Nu stai, scuze. Și farduri, că sunt campion coroană. Acum tu! 100 de metri de carduri, un monet plus rezerve de aur, haine, parfumuri și farduri, că sunt campion coroană de lauri. Și acum dansul de pe TikTok, wow. Care e, așa? Bă, un pas în față, nu puteți, suntem o mașină. Un pas în față, un pas în spate, un pas în lateral. Ah, ok. Dar ești bine, tu știi versurile la toate piesele tale? Păi gen, na, mai dai seama, mai când ce mai am 4-5 concerte uneori pe săptămână și mai trebuie să le știi, știi ce zic? La ce vârstă ți-ai dat tu? De fapt, stai, tu câți ani ai? 23 de ani. M-am gândit puțin înainte. Că... Ești tânăr. La ce vârstă ți-ai dat tu seama ce vrei să faci cu viața ta? 23 de ani. Sper că pe la vreo 25 să-mi dau seama, sincer. Bă, nu știu... Dacă te referi strict la muzică, am cântat dintotdeauna, de pe la 2-3 ani cântam, știi, prin casă, puneam la combina aia, știi cum erau combinele cu CD-uri, da, puneam mai multe CD-uri, și cântam Maria Tănase. Wow! Cântam, asta zic, cântam dintotdeauna, dar real vorbind mi-am dat seama că nu vreau să fac muzică pe la 17 ani, că e greu să reușești și... M-am apucat și eu de facultate. Wow, ce facultate ai făcut? Am făcut dreptul, mă rog, n-am terminat dreptul pentru că la un moment dat s-a întâmplat să postez pe TikTok și să bubui și să revin la muzică. Dar am făcut dreptul. Și da, dacă așa s-a întâmplat să fac muzică, eu acum fac muzică, cât o să funcționeze, nu știu. Cât ai făcut din el? Am lăsat în anul 3. Mai aveai atât de puțin, un an și ce-ți mai rămusezi în anul 3? Da, până la anul 4, adică ai 4 ani la drept. Deci mai aveam practic 2 ani, aproape 2 ani. Da. Păi și dacă n-ar fi fost muzica sau actoria, niciuna din variantele astea n-ar fi existat. Spre ce te-ai fi orientat? Actoria, ce glumă bună. Hai mă, nu mai fi modest. E, modest, doamne, dacă vreți vă uitați la Romina Viața Mea, uitați-vă dacă vreți să vedeți cum iau zmeura de aur. Și actoria. Nu știu, mă gândesc că la actorie. O să fac alt fruct pentru tine, o să fie afina de aur. Hai zic, mamă. Da, băi, e clar că aș fi făcut drept. Adică eu tot ce am făcut în viața asta în general am făcut din pasiune, știi? Bă, dar crezi că ai fi reușit? Uite, eu am terminat, de exemplu, dreptul și nu cred că nu e simplu cum ar crede cineva. Păi nu, într-adevăr, din exterior pare simplu, dar eu am fost în interior și am avut note foarte bune. Adică am terminat anul cu 10 curat la Cluj, la UBB. Adică, na, o performanță, n-aș zice neapărat că sunt eu cine știe ce, dar am învățat mult, știi, și îmi și plăcea. Mm-hmm. Țineam seminarii la studenții din an mai mici, am lucrat o perioadă și la Ministerul Sănătății, adică chiar îmi plăcea să fac asta. Da. De unde până unde?
nu știu, într-o dimineață m-a sunat domnul ministru al sănătății și mi-a zis: hei, salut, sunt, și mă gândeam că e mesaj de la preînregistrat, știi? Și a zis, mă sună Raia, dar face zis rare și... Chiar, chiar a răspuns, gen, a zis, ce a zis, am răspuns și a răspuns și el înapoi. Și... Wow. Ce joburi ai avut? Joburi... Așa, aproximativ, că și ăsta e un job, ce ai zis tu acum? Da, da, a fost, pot să spun, adică toate chestiile astea din, din sfera științelor juridice... Le-am cam, adică, na, taică-mă fiind avocat, am văzut cum se mănâncă și chestia asta, mai mergeam și în sala de judecată să văd cum se mănâncă și asta, dar poate, uite, ceva amuzant ce am făcut odată, am fost, mă rog, odată, am fost mai multe zile pe șantier. Nu pot să cred. Da, da, da. Asta nu pot zic că am făcut-o neapărat din pasiune, că nu mi-a plăcut, am fost mai mult pedepsit, obligat de tată. Nu-ți place cartea asta în liceu, știi? Nu-ți place cartea? Ea, du-te tu pe șantier. Cum? Ce, nu vreau? Du-te. N-ai fost pasionat de cărămizi și de ciment? Cum de să... mătură, îți dai seama că nu mă pun. Cred că dacă mă puneam să pun cărămizi era tare, că era un fel de Lego, știi? Nu, mă puneam să dau cu mătura, să car chestii. Not fun, dar. Bă, dar mi se pare tare că ai făcut asta. Tu ai fost vreodată în Tokyo? Păi ce crezi? Acolo am filmat clipul de la piesa Tokyo. Piesa Tokyo? Nu-mi vine să cred că ai adus vorba despre asta. Bă, cum le așez? La asta ții minte versurile? Da. Ce tare e Tokyo, e plin de neoane, ca alea din camera ta. E blană Parisul, e plin de pasiune. Exact ce mi-ipsea. Ia-uzi! Îmi vin întrebările, uite și dovezile. N-am somn deloc din cauza ta. Și schimb avioane, arunc o milioane. Văd o mie de fețe noi, sunt aproape de soare, nu văd în zare, nu, ceva la fel ca noi. Că tu erai, tu erai, tu erai tot. Știu, sunt miliarde de oameni, dar pentru mine nu înseamnă nimic. Tu erai, tu erai tot. Acum știu că tu erai tot, e prea târziu. O, e o piesă frumoasă, chiar e o piesă pe care o cânt cu mare drag în concerte. Dar uite, să zic o poveste interesantă. Mai ales de bani aruncați efectiv aiurea pe fereastră. Așa. În Japonia tocmai se scosese vizele, știi? Da. Și trebuia să ai făcute 3 doze de vaccin sau să ai un test real-time PCR ca să poți să intri la ei, dar acreditat cumva de guvernul japonez. Și m-am dus cu fratele meu, că fratele meu e și videograf, are o agenție de asta creativă în Cluj. M-am dus să filmez clipul de la Tokyo, știi, în Tokyo. Da. Și eu eram bine mersi, stafuit, aveam 3 doze de vaccin, mă dorea undeva, știi? Și el, săracul, avea numai 2. Și a trebuit să-și facă un test real-time PCR. S-a dus aici în România la o clinică destul de cunoscută, adică au cabinete peste tot în țară. Da. Și a făcut real-time PCR și a zis pentru Japonia, nu știu ce. Și a zis, da, bineînțeles. Și aveam escală în Istanbul. Și când să ne urcăm în avion, ne spune: tu poți să treci, tu nu poți să treci. Și pur și simplu, efectiv, nu ne-am urcat pe avion. A trebuit să cumpăr încă 2 bilete de avion până în Tokyo. Și 2 bilete de avion până în Tokyo nu sunt ieftine, da. Și uite, așa mi-am mărit costurile. Am aruncat pur și simplu banii pe fereastră. Și am plătit și un test real-time PCR acolo în aeroport. Bă, da, 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 să, important e că ai ieșit. Măcar ai ieșit ce ți-ai dorit. Da, da, e chiar un clip foarte frumos și foarte personal. Și că tot ai adus vorba de asta, ai dus vreodată vremuri grele din punct de vedere financiar? Aș minți să zic că am fost eu sărac, eu personal sărac. Părinții mei, îți dai seama, când ne-au făcut, când ne-au făcut destul de tineri pe mine și pe frate meu, nu duceau bine. Adică maică mea era profesoară, taică meu la 20 de ani spăla mașini. Okay. Acum între timp, taică meu e avocat, maică mea la fel și a lucrat la Ministerul Justiției. Okay. S-au ajuns, vorba aia. Ei săraci chiar au simțit, cred că, dificultăți financiare. Mm-hmm. Dar eu cred că mai degrabă am simțit dificultăți financiare, nu pentru că poate n-ar fi avut să-mi dea, dar pentru că mi-am dorit foarte multă independență. Mie și la fratele meu ne-a cumpărat un apartament, la 6 și la 17 ani m-am mutat singur. Wow. Și primeam o alocație foarte mică de la IMEI și na, de bani ea trebuia să cumperi și hârtie igienică și să pun în casă și așa mai departe. Ulterior m-am și mutat la București, unde trebuia să-mi plătesc și chiria și nu le mai ceream deloc bani, adică trăiam cu niște bani pe care îi primeam de la label și cu bursa de la facultate. A fost nașpa, adică nu-mi permiteam să-mi cumpăr haine scumpe, nu-mi permiteam să mă duc să mănânc la restaurantele de fițe din București. Mi se pare tare că ai zis de hârtie igienică, că atunci mi se pare că iei viața în piept, când îți dai seama că trebuie să cumperi chestii pentru casă. Exact. Eu așa am fost cu saci de gunoi. Când m-am mutat singur și mi-am dat seama că eu trebuie să cumpăr saci de gunoi, nu mi-a venit să cred, că scumpi.
Da, da, uite, eu de când pot să zic că am bani, că na, deja acum sunt artist, mai am un concert, mai am o campanie, ai așa, bani. Da. Uite, tot ce mi-am dat seama că sunt bogat, îmi cumpăr saci de gunoi de 240 de litri, deși eu n-am tomberon în apartament. Și ce faci, îl pui normal, nici nu poți să-l deschizi, nu? Da. Sunt mai mulți saci și pun acolo, sunt foarte groși, sunt foarte calitativi, sunt și 13 lei. Asta, tu ții saci din ăștia industriali, nici nu cred că arunci atât gunoi, nu? Nu, nu arunc, da, na, nu știu, asta să fie plăcerea mea vinovată. Deci, și cumva așa tu ești cumpătat cu banii sau ții de ei? Bă, îmi place să spun că, chiar îmi place să spun că sunt destul de cumpătat. Adică nu fac, nu mă dau nici în figur, nu sunt îmbrăcat, nici nu am firme tot timpul. Am câteva țoale de firmă, dar sunt destul de cumpătat. Nu înseamnă că am strâns 2 milioane de euro, am tras pe dreapta încă, dar sper să urmez. Se mare singurul om care vorbește de o sumă mare, i-am tras pe dreapta. Să i-am el liniștit. Deci ești cumpătat cu banii, nu ești nașpa. Oh! Cer și eu scuze la tranziția asta, nu vă deranjează. Măi, prea talent, Drăcea, nu știu. Prea bine, prea fin, ne știm și că nu vorbim ca Tarantino în bucă, jucăm în același film. Lângă tine, superstar, a ne vedem super rar. Și am ajuns cu toate în pat. Oh, oh. Da. Un, doi, trei! Nașpa. Nu vrei să mă mai vezi și poate de-asta o să mă vezi dansând în club acum cu alta. Dar parcă tot ca tine arat, nu iau razna. Oh, 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 și mă simt nașpa. Nu vrei să nu se mai uită la mine. Da, nu simt de nașpa, gen. Ți-ai făcut acum așa. Uite, a dispărut. Cer scuze. Ok, voiam să te mai întreb pe tine. Deci ai putea spune că ai foarte multe nopți nedormite? Ce tranziție, băi, vrei să te mint? Chiar am foarte multe nopți nedormite. Și nu-mi place asta. Ia uite. Piesele cu tine toate sunt despre noi. Sunt despre noi și buzele tale moi. Te sun, alo, alo, apel respins din nou. Când nu ești, nu sunt eu, let me know. Spune tu de ce nu dorm nopțile. Nu dorm nopțile. Eu știu de ce nu dorm nopțile, că am concerte, dar... Rest... Dar? Dar e bine! Ia uzi, a plecat umorul, ai văzut? Nu pot să mă abțin! Ce se întâmplă? Crezi că există persoane care au la ringtone vreuna dintre melodiile tale? Eu. Serios? Eu, da. Adică eu dacă te-aș suna pe tine acum? Nu, nu, nu tu. Dacă când mă sună anumită persoană, îmi sună așa. Cu piesa mea 1000 de zile. Sărut cu sărut cu sărut și... Bă, mi se pare incredibil. Mă bucur că am aflat despre tine și am mult de multe ori gânduri la tine și la bani, dacă îmi permiți. Bă, și eu la tine nu prea mă gândesc, sincer, dar la bani, nici măcar uneori așa. Bă, bă, da, uneori chiar mă gândesc, știi. Bă, ce mai face, mă, băiatul ăsta? Exact. Ia auzi. Hitul, fraților, ăsta e hitul, ăsta e hitul. Dar merită să fie hit. Îmi place mie mult de ea că e arăboaică. Ciocolată, Doamne cum arată. Așa o fată poți să-i bagi doar bani în geantă. Mai doi ori. Ok, ia-o de la treia. Ți-am furat femeia. O duc la Lomnă, duc la Hotuș, la Ikea. Îi pun la gât cheia. Îi place să-i vorbesc cu... Mi-a zis mă ce trebuie, vin la tine să mă mut. În drumul meu mă tot gândeam la tine și la bani. Mă gândeam la tine și la bani. La tine și la bani, bani, bani. Mă gândeam la tine și la bani. Dacă să zicem că ai avea un buget infinit, nelimitat pentru un videoclip, ce ar avea, ce ai băga acolo? Bă, să te distrezi de toți banii. L-aș lua, nu știu, pe Leonardo DiCaprio să mă joace pe mine, știi, și gen actor de ăștia super mari de Hollywood, știi? Așa. Nu ți se pare o idee bună? Ba da, dacă e foarte chiar bun. Ai gen super buget nelimitat. Da, Wes Anderson ar fi regizorul. Așa. Bineînțeles, ariuri, mai multe. Ok. Multe, multe, multe. Și lumini și tot ce vrei, scump pe rău de tot. Actori extraordinari. Și în rest, ce mai vrei? Cred că e rețeta succesului. Bă, îți mulțumesc din suflet că m-ai lăsat să te duc. Și am și un cadou de final pentru tine. A, e duct tape? Da. Bă, chiar îți mulțumesc frumos, chiar nu aveam, să știi. Bă, adică... nu știu, e bine să o ai în casă. Nu, sau chiar în mașină, cred că o să o las. Te pup, te pup, Drăcea. O, meduza. Vedu... Nu o să mă arăt niciodată gluma asta. Îți urez o zi rea. Îți urez o zi rea.
Așa sunt artiștii ăștia. N-am făcut bani nici astăzi. Cine ar fi zis? 1000 de episoade câte avem și n-am făcut un leu. Asta e România. Hai să mergem, că nici de aici n-am ciupit nimic. N-am tras noi pe dreapta un 5 lei.